Pentru iubitorii handbalului, așteptarea a luat sfârșit. Ieri s-au disputat primele două partide din cadrul primei etape a Ligii Naționale la handbal feminin. HCM Roman a produs surpriza primei runde, învingând în deplasare la Ujolidon Cluj cu scorul de 25-26. În a doua partidă, una dintre formațiile care s-au înscris la câștigarea campionatului, Corona Brașov, a învins lejer formația CSM Cetate Deva cu scorul de 32-26. Formația noastră, HC Zalău, va disputa în această seară prima partidă din cadrul Ligii Naționale în deplasare la Craiova. Profesorul Gheorghe Tadici nu se gândește decât la victorie în partida cu oltencele. Cel mai important într-o competiție este startul, iar noi vrem să pornim cu dreptul. Cuvântul de ordine e victoria. Jocul SCM Craiova HC Zalău va începe la ora 18:30 și va fi transmis de Digi Sport 3. În a doua rundă, care va avea loc în 14 septembrie, zălăuancele vor întâlni la Sala Sporturilor din Zalău Universitatea Jolidon Cluj.